Salutare, prieteni ai libertății! În acest episod al Îndodii vom vorbi despre capitolul 2 din cartea Puterea și piața a lui Rothbard, în care vom discuta despre fundamentele intervenției statului sau intervenționismului. Sau, da. Licență poetică, încă nu e scrisă cartea. Tradus. Da. Nu numai a statului, dar a oricărui agent, să zicem, agresor. Înainte de a începe discuția, o să vă rog jos sub video un buton de like, apăsați-l ca să se ducă video în algoritmul lui YouTube. De asemenea, un buton de subscribe dacă vreți să vă găsiți drumul înapoi ușor, un buton de share dacă credeți că și altcineva ar putea beneficia de ceea ce spunem noi aici. Prin descriere, dacă dați cu sapa, găsiți link-uri către locuri în care ne mai găsiți pe noi pe internet. Un blog, un cont de Twitter, un cont de Instagram, un cont de Telegram, unde avem și un grup la care, dacă vă abonați, puteți să discutați cu noi direct, vrute și nevrute. Alea dacă sunt nevrute, s-ar putea să fie o discuție mai scurtă, dar măcar există o șansă. Ok. De asemenea, tot jos prin descriere, găsiți link-uri către Patreon și Crypto, dacă vreți să susțineți financiar proiectul nostru. Înapoi la intervenționism, în prima parte a capitolului, Rothbard amintește de un înaintaș al lui în demontarea, să zicem, mitului etatist, Franz Oppenheimer, care discută despre două modalități prin care oamenii își pot procura cele necesare vieții, prin mijloace economice sau prin mijloace politice. Dar până ajungem la împărțirea asta de la Oppenheimer, Rothbard face o analiză destul de interesantă aici și spune așa, că intervențiile în sine pot fi categorisite în funcție de câți oameni iau loc la ea. Și ce sunt intervențiile, de fapt, de acolo plecăm, da? Spune așa, domne, am descoperit că pe piața liberă toată lumea schimbă voluntar chestii. Prin urmare, ce se întâmplă atunci când nu schimbă voluntar chestii? Adică cineva forțează sau face o intervenție. Rothbard spune că acest agent agresor, acest agent îl putem numi intervener, dar nu prea avem în intervenient. Română. Intervenient, mulțumesc. Sau direct invalator. Că se bagă în spațiul tău și în treaba ta. Și zice de asemenea că dintre toți actanții cu care putem să discutăm, statul tinde să generalizeze și chiar să instituționalizeze treaba asta a intervenției sau a invaziei în piața liberă. De asemenea, mai precizează, înainte de a trece la categorisirea lor, câteva lucruri. 1. Nu ne preocupă legalitatea, discutăm doar din punct de vedere praxeologic, adică se întâmplă. Dacă se întâmplă, atunci putem să caracterizăm aceste lucruri. Nu ne interesează dacă e legal sau nu. Vrem doar să vedem dacă se întâmplă. Și a doua chestie, nu mai știu ce vreau să zic a doua chestie. Uite, ipoteza banditului staționar, metafora asta e destul de răspândită. Uite, o rea și Rothbard aici. Deci care e înțelepciunea acestei observații? Că un hoț te lasă, un hoț dau drumul mare, nu mai vine și a doua zi sau mai încolo, în timp ce statul e un bandit staționar, adică el stă, strict vorbind. Te impozitează în continuu, nu pleacă. Lumea ar zice că trebuie să plecăm noi, dar noi zicem că trebuie să plece, el, plece, da, agresorul. Asta că aici avem cele trei tipuri de intervenții, dar până acolo avem... Vreau să zice intervenția în general, nu ce... Da, intervenția în general, deci modul prin care un om își poate asigura cele necesare vieții, ori prin mijloace productive sau...
prin schimb voluntar, acestea sunt mijloace economice, sau prin mijloace politice, adică distribuționism sau luarea cu japca de la altcineva care le-a produs. Aceste mijloace politice sunt tipice mijloacelor de stat, ale guvernelor lumii. Și modul în care statul intervine în piața liberă și în liberul schimb al oamenilor sunt de trei feluri. Rothbard astăzi, pe lângă faptul că ne deranjează acest agresor, hai să analizăm cum ne agresează. Avem prima categorie și anume intervenția autistă, prin care statul îți spune ce să faci cu tine și cu proprietatea ta, cum să faci sau ce n-ai voie să faci cu, să zicem, proprietatea pe care o deții în mod legitim. De exemplu, n-ai voie să fumezi într-un anumit loc, n-ai voie să mergi fără mască într-un anumit loc, este de genul ăsta. N-ai voie acolo, să crești mai mult de 7 găini. Acolo e cu duș întors. Asta cu crescutul găinilor, da, e mai degrabă s-ar califica la chestia asta. Așa. Eu și alea merg, de ce nu merg? Cuvântul și... Vine cineva și spune locuri publice sau proprietatea altcuiva. Păi nu, nu. Libertariana. Da, nu știi cum. Reformulezi, statul Vali. Statul încă nu-ți interzice să fumezi nu. La tine acasă. Încă. Nu, știi cum reformulezi. Nu, e autistă. Nu. Bine, asta ne ajută și să înțelegem distințiile între intervenții. Uh-huh. De ce ai autistă și aia e non-autistă? Nu ai voie să permiți fumatul la tine în, pe proprietatea ta atunci când ai... Fumatul cui? Oricui. Al altora. E vorba de o relație. Asta nu e autist. Este terț. Triunghiulară. Triunghiulară. Dacă... tu asta vrei să zici, nu de fapt. Da, exact, asta zic, da. că nu intră aici. Ce intră aici este, n-ai voie să iei heroină, n-ai voie să... Tu nu interacționezi cu alții, asta e ideea. Da. Salut, crima. Rothbard așa începe, de fapt. Crima e o intervenție autistă, știi? Ăla te omoară, pur și simplu. Sau, uite, una și mai simplă. Foarte simplă. N-ai voie să distrugi sau să arzi banii. Păi. Da, despre banii tăi vorbeam, da. Nu vedem banii altora. Și care mai mergea aia cu talutul și mai ce? Tu să nu mănânci nu știu ce sau merg toate astea. Da. Tu vrei să zici să nu fie schimbări, asta e ideea. Exact. Da. Da. Că dacă ești nu bine mol vaccinat, e triunghiulară. Spun unui proprietar din mol să nu primească, normează un schimb. Da. Da. După aceea avem intervenționismul binar, în care statul te taxează, adică relația dintre agresor și victimă este binară. Și a treia, cea triunghiulară, intervenție triunghiulară, în care statul intervine în schimbul a două părți din societate. Atunci când vrei să vinzi cuiva mere și statul zice n-ai voie să vinzi decât până în prețul între 7 și 9 lei, să zicem. Curbura merelor. Da. Și nu numai, Rothbard spune două lucruri aici. Spune că poate să intervine asupra schimbului reglementându-l, da, punând condiții, sau de fapt și punând condiții același lucru, o să spun așa, îl interzice sau îl forțează. Da, sau îl forțează. Deci din se bagă acolo. Ambele sunt intervenții de tip triunghiular. Plus că toate intervenționismele lor ale statului sunt se influențează unul pe altul. Adică atunci când taxezi, să zicem, o anumită categorie de lucrători, îi împingi pe ea, adică îi forțezi cumva să se mute și să-ți facă schimburi sau să lucreze în alte domenii. Da. Sau de genul ăsta. Nu e ceva de genul ăsta. Ăla ar fi un efect, consecință al intervenționismului de tip 2, ăla binar. Că îi taxezi, da, ei după aia fac ceva, să forțezi, atunci când el forțează, spune, nu, tu, ca să vrei să faci ce vrei, trebuie să te duci să-ți iei zapis de la cutare agenție și atunci te forțează să faci un schimb cu ei. E vorba doar, se aplică doar în parametru în care există un schimb. El dacă te taxează și îți rămân mai puțin bani în afacerea ta,
Da? Nu te forțează neapărat să te duci să crești mere sau să te duci să crești altceva. Are efect. Doar ăsta are efect. Dar obligă, are efect. Crește mere, dar intervenția, așa cum o zice Rothbard, rămâne una binară. Faptul că tu faci după aia altceva ca efect, asta tocmai aici vine Rothbard și spune că lui nu îi se pare că înțelege foarte bine de ce economiștii nu tratează și aceste impuneri atunci când discută de piața liberă, pentru că iată cum afectează piața. Da. Nu mai e liberă. Nu, aia e binară, aia binară. Da, da, de obicei lumea se ocupă de binară, ziceam. De cea triunghiulară. Exact. Domne, controlul prețurilor. Este un intervenționist pe care... minim, da. Pe când nimeni nu se ia de taxare, pentru știi? Că intri în natura statului, aia e. Dacă te-ai luat de asta... Da, da. Una e să te iei de controlul prețului la sfeclă, el, pe ciolacul el, poate să... El aici se ia de economiști și economiștii zic, pe noi ne interesează doar când e vorba de bani. Și Rothbard tocmai a spus, dar și la taxe nu e vorba de bani? Da, economia se ocupă cu resurse și cu schimburi și cu valori, nu neapărat doar cu finanțe, bani, cifre și toate acțiunile umane. Și un exemplu de intervenționism primar când a fost vorba de bani, pe la prohibiție n-a fost vorba de bani? Nu, e timp să izoleze aia ca și la apărare, să izoleze. Tribunalul nu face parte din piață. E altceva și vorbim de mere, acolo analizăm. Orul bani ce păi să analizăm și tribunalul. Asta e vechea boală grea în care stați, dar aici e ceva diferit. Iar e diferit, spus, uite, nu cumva și, să aplică aceleași principii. Citeam și în Mises, domne, că nu se... De ce? Știi, asta era, citeam în liberalism. Sau nu, în birocrația nu poate funcționa o secție de poliție ca... De ce nu? Că nu, efectiv nu spune de ce ești. De e, statul trebuie să ocupe de apărare. De ce? De ce? Evident, că e altceva. Cum? Nu se explică nimic și deci nu e... Da. Aș mai zice un lucru aici, că vedea, zicea el, că stângiștii par să se preocupe de prima intervenție, de intervenția autistă. Și ăștia de dreapta, conservatorii, par să se preocupe de intervenția a treia, în care statul se apucă și intervine în schimburile dintre doi oameni. N-a zice că mai e așa, adică wokereala de astăzi, wokeriștii de astăzi. Atunci era, cred. Da, da, dar wokeriștii de astăzi anii 70. Sunt foarte preocupați să-ți interzică schimbul cu alții. Da, ai zis ceva urât, jos vale. Pe Facebook, jos pe Twitter. Știi că tot așa se percep că ai liberator și antisistem și... Că dacă e necredincios, nu știu ce, permite religie sau nu știu ce, sunt... Un puritan o să cartaniană. Te omoare cu fără probleme ca să salveze sufletul. S-au mai văzut cazuri. Da, nu se percep așa, se percep că e liberator, dar na. Păi și el asta zic, ca să salveze sufletul, să te elibereze, îți dă cu Tesla în cap. Deci, da, așa, da, da, e mai nicio diferență. Poate erau, nu știu, sau poate la... credita prea mult. Ideea de bază pe care se bazează toate mișcările astea super progresiste din ziua de astăzi este că, doamne, ei identifică victime. Și ideea ar fi, dacă vrei să vezi victime, ce am cerut noi de-a lungul timpului, hai să fim consistenți. Hai să vedem cine sunt minorități, oprimate, ce înseamnă oprimate. Da? Li se impun lucruri? Păi, hello. Bine, ei îți spun că asta e restituție pentru păcatele istorice. Păi ia că le caut și eu niște păcate istorice lor. Păi nu, că eu n-am făcut nimic. Ah, exact. Nici eu n-am făcut nimic. Da, nu-ți conceda. La Oppenheimer, în parte, lumea, societatea în două clase. Menționează Rothbard în notițe, în notele de la subsol, domne, de fapt caste, pentru că sunt chestii impuse. Avem cei plătitori net de taxe și beneficiarii de... De Calhoun, nu e opa. Cum? Calhoun, da. Calhoun. Da. E al lui Calhoun, nu e al lui Oppenheim. Calhoun, da. Și ideea care o castă e
inginerie socială, e artificială. Da. În timp ce o clasă, na, poate Rothbard zice, e doar nu, observată. Clasa oamenilor care se numesc Gabriel. Da. O clasă n-ai niciodată. Erau aceleași atribute, să zicem, da. Care muncesc în agricultură, eu știu. În cioc, asta e relația asta hegemonică. Ai victime. Există victime. Diferența între libertarieni și stânciști e de la numărat, la criteriu de numărare, știi? Da, există victime. Contribuabilii sunt victime pentru libertarieni. Deci recunoașteți că sunteți la fel. Nu sunt, tocmai că nu sunt la fel. Criteriile sunt radical diferite. Păi da. Bine, aici comentariu. Sunt și consistente la noi. Comentariul și observația lui Rothbard cu privire la caste în loc de clase are două direcții. Una a observat Costel foarte bine asta, că presupune o intervenție externă. Castele sunt oarecum menținute prin acțiuni forțate externe ale față de oamenii apartenenții a ele. Și a doua chestie este faptul că atunci când vorbește despre clase și dă exemplu clasei celor numiți Gabriel, spune că lipsește ceva din natura, adică cumva în viziunea socialistă clasele, așa când fac ei referire la clase, clasele sunt mereu în conflict. În conflict de clasă. Și păi de ce doamne, e inerent conflictul, da. Odată ce există o separație, ei o să fie în conflict. Exact. Și el zice, păi da, uite, iată, aici o separație, putem să definim două clase de oameni, unii numiți Gabriel, unii numiți Costel, nu sunt în conflict. Ce obțin ăștia doi, nu sunt în conflict. Ei, îți dai seama, Cucioaristor spune că nu mă refer la... Dom'le, facem istor, Rothbard, de... Mă refer la clase sociale. Ei sunt în conflict. Uite, ăla reține profitul, nu-i dă, nu împarte cu muncitorul. Asta ar fi conflict. Da, în parte, dacă în parte și risc, pe teoria parte... valorii muncă, banii sunt ca mai muncitorului, ăla își trage... Foarte tiniune. Păi da, dacă pleci, dacă pleci la o prostie, foarte probabil să ajungi la alta mai mare. Răspunsul final la lui Mises, că mai degrabă ai armonie între muncitori și burghezi, că trag pentru aceeași organizație, că ai competiție între muncitori și între antreprenori. Motivul, adică de fapt nu motivul, ci demonstrația empirică a chestiei astea este că revoluțiile comuniste din țările care au reușit să instaureze un regim comunist au fost făcute cu intervenție de afară. URSS-ul, intervenția Imperiului German, restul țărilor, intervenția URSS-ului. A fost practic o lovitură de stat. Și în China? Ce a fost? Au descurcat singur. În China a fost războiul civil. În China a fost războiul civil și a fost intervenția puternică a URSS-ului după încheierea celui de-al doilea război mondial. Suport armat, direct. Ca la noi de altfel, da? Bun. Ok, deci care ar fi... Eu am o problemă să înțeleg asta. Deci ideea e că n-ai schimburi în intervenția autistă. Tu nu-i ceri ceva lui. Îi interziști chestii, poți să-l obli să facă, nu știu. Nu-i cer nimic, nu-i cer nimic. În celelalte două tipuri îi cer ceva, în taxare îi cer bani, iar dincolo tot așa îi cer să, în aia triunghiulară, de exemplu, la controlul prețurilor, să vândă laptele la un leu, nu la cinci. Deci n-ai schimbul, nu? Asta ar fi diferent. Exemplu de intervenție din asta autistă, în statele teocratice, astea musulmane, n-ai voie să bei alcool. Dacă ești cetățean. Sau prezența, este și prezența la biserică obligatorie, nu? Este. Este autist. No. Nu știu. Pe, că, pentru rău, dar cred că este. Ar fi... Nu ar zice fi, contending, attending, ar nu fi știu. Autistă, dar nu știu în ce măsură este enforced. Poate doar în ISIS, în zonele controlate de ISIS să fie. Păi nu, gândeam teoretic. Adică nici măcar la Taliban nu cred că e enforced. Dar dacă ar fi enforsată, da. Este o dacă ar fi, prevenție... ar fi autistă, da. Deci nu ai schimburi. Nu ai schimburi. Uite, eu mă gândeam dacă nu cumva Rothbard greșește când pune împreună ăsta de pe autostradă și statul. Deci la care... pe autostradă. Pe stradă, hoțul, tălarul la drumul mare. Banditul la drumul mare. Așa. În România ne-ai autostrăși de casă. Exact. Da. Pentru că schimb, ce înseamnă schimb?
uite, dacă te gândești la cum e teoretizată taxarea, într-adevăr e un schimb. Statul, tu dai ceva la stat? Statul îți dă bunuri publici, e un schimb. Ăla dă ceva la... În timp ce hoțul... Varia, nu? Lasă cu viață. Viață, poți spune. Să dă viață, nu. Nu. N-ar merge de... Îți redă libertatea? Schimb înseamnă că ambele părți dau câte ceva, bine, nu? Bine, dar aici știi cum cu statul și cu schimburile e destul de tenebroasă. Nu, care ar pretenția, da. Analogia că... Nu, exact, dar ideea e că el chiar dă chestii. Nu, îți impune. El chiar... Îți impune. Și alea date sunt date cu forța. Nu contează, da. Dar ideea că dă ceva, hoțul ăla nu dă nimic, știi? Poate să-ți dea așa indirect cu banii furați de la tine, o să-l cumpere niște pufule sau să-ți dea un copridoc și ia și... Nu. Cu banii furați de la tine, se duce după aia în piață, unde vinde fratele tău, mere și pere, cumpără și așa contribuie la bunăstarea tuturor. Deci crește... Eu ziceam că hoțul îți dă drumul. Da, exact. Deci ai putea să zici că crește viteza de circulație a banilor. Adică ai un schimb la taxare dincolo, când omor pe cineva, nu e un schimb. Cineva îi dă cu un par în cap al, nu e un schimb. În timp ce în cazul taxării, cel puțin pe descrierea lor, pe interpretarea oficială, e un schimb. Dai bani și să dai ce nu-ți dă, știi? Da. Educație. Oho, publice multe. Ansa ai să consumi. Efectele directe ale intervenționismului asupra utilității. Avem teoria asta, cum că atunci când două persoane libere fac anumit schimb, ambele câștigă. Ex ante, adică înaintea schimbului, ambele beneficiază într-un fel de pe urma schimbului, altfel n-ar avea loc schimbul. Atunci când cineva intervine în acest schimb, deci forțează, el ca musca în lapte. Da, forțează într-un anumit fel acel schimb, atunci, prin definiție, părțile care fac schimbul pierd. Cel care câștigă este doar cel care a intervenit, da? Altfel nu intervenea. El este liber, el nu a cineva îl forțează să... Bine, aici, uite, nu, e puțin... trasă la extrem. Eu aș spune așa, că aș trage un pic înapoi și aș zice în felul următor. Este clar că atunci când se petrece schimbul este voluntar, părțile își maximizează utilitatea, da? Deci își cresc utilitatea. Dar nu este neapărat clar că atunci când ai o intervenție este sigur o pierdere de utilitate. Poate să fie la fel. Faptul că cineva te forțează să faci un schimb pe care tu nu l-ai face, există și partea aia de sau egal cu, că poate să-ți fie indiferent. Deci tu, dacă vrei să faci schimb, ba da. Eu nu cred. O să simți că e indiferent, dar nu-ți rămân niște bani în buzunar sau ceva, deci, tot se întâmplă avem acolo. Avem trei opțiuni, da? Ori îți e mai bine cu schimbul, ori îți e mai rău cu schimbul, ori îți e indiferent. Da? E varianta în care îți e indiferent sau îți este mai rău cu schimbul, tu nu ai să inițiezi schimbul respectiv. Dacă celălalt îl inițiază, poate pe varianta pe care îți e indiferent o să-l faci în continuare. Așa. Dar ce încerc eu să spun e că pe varianta pe care tu nu schimbi există două. Poate să-ți fie și indiferent. Nu face foarte mare diferență în analiza asta, doar că există și să zic că există și asta. Zic că indiferența diferă de pierderea de utilitate. Dacă tu nu vrei ăla să te vaccinează, de exemplu, nu e nicio indiferență. Tu nu vrei chestia. Eu ți-am spus. Nu, a zis că cumva le zice de chestii marginale puține, unde chiar ți-e complet indiferent și vine unul și zice trebuie să faci chestia asta. Și zice whatever. O făceam sau nu o făceam? Atunci. Da, de fapt aia nu e agresiv. Dar e o intervenție. Că el vine și nu zice intervenție. Nu e intervenție. Intervenția, cum să zic, nu poți fi indiferent la chestii împotriva voinței tale. Indiferență nu e indiferent. Adevărat. Că mănânc, mă rog, port. Realitate, nu e agresivă. Răspunsul e corect. Nu e agresivă. Da, deci, dar e o intervenție. Retrag ce am spus. Nu e agresivă. Dar e o intervenție. Să zicem că... Nu, că intervenția am definit-o în pasul precedent ca fiind agresivă. Cu forță. Adică... E greu de zis, domnule, mi-a dat parul în cap de-a mea indiferent. Nu. Uite, intervenția din asta indiferentă. Stați un pic.
Deci nu e agresivă din punctul de vedere al utilității, dar etic este agresivă, că a venit și a impus. Nu, și al utilității. E o scurgere de utilitate. Am avut discuția asta cu câteva episoade în urmă, atunci când discutam externalitățile negative. Și am zis acolo că un fel mult mai concis de a prezenta externalitățile negative este că dacă tu nu te plângi, înseamnă că îți dai consimțământul retroactiv, adică accepți costul respectiv și practic nu-ți mai este indiferent că cumva schimbul s-a făcut fără inițierea ta, dar tu nu te plângi. Cum aș reformula asta, Vali, că bine mi-a făcut reevaluarea ex-ante, înțelegi? N-ai fost de acord cu vaccinarea, după aceea bă, da, și bine mi-a făcut cum a vaccinat. Da, ea a fost agresiune inițial, dar după aia zici, deci în utilitatea aia dinainte, e agresiv. Ăla e un caz mai tare decât ce am zis eu. Păi nu, ăsta ar fi un argument pro-paternalismul libertarian, ca să zic așa. Deci tu te opui, nu știi, și după bă, mi-a prins bine. Că să por mască și... Înțelegi? E o evaluare expost. Da. Expost cu agresorul, știi? Dar mi s-a trecut părinții. Tot, de exemplu, ai și schimburi libere, ex ante ești mulțumit, deci că beneficiezi, și după aia expozi, zici, bă, de fapt nu trebuia să mănânc prăjitura aia sau am cumpărat-o degeaba. Dar tot nu poți să faci o judecată post-tranzacție. Post. Păi, trebuie să faci... evaluarea despre asta, ne uităm la rezultate. Avem capitalism, avem socialism. Vrem să evaluăm două sisteme. Ok, ei gândesc în timpul schimbului și Rothbard un point, e clar că dacă ăla nu vrea, tind să fie constante preferințele, nu o să te trezești că vrei să te vaccinezi sau în masă, oamenii vor să... Aduce vorba de chestia asta aici atunci când spune când vorbește despre studiul ăla, apropo de indiferență, cred că asta m-a făcut să mă gândesc la indiferență. O povestește el mai încolo, dacă mai știi, cum în 1939 s-a introdus recrutarea în Marea Britanie și înainte de a fi introdusă susținerea acestei măsuri era una minoritară, era la 39%, după ce a fost introdusă, susținerea măsurii a sărit la 57%. Acum, e adevărat că între timp s-au schimbat condițiile în lume, da? British Expeditionary Force și-au luat-o din plin și de-abia a scăpat de la, cum îi spune, locul ăla în Belgia. A fost și film. Mamă, ce lapsus am, și a fost acolo, la Dunkirk. Așa. Da? Marea armată britanică și-o cam luase și de-abia scăpase cu pierderi destul de mari de la Dunkirk. E posibil ca și asta să fie afectat creșterea, dar zic, e ceva adevărat. Eu cred că e un fenomen care e observabil, adică nu e. Multă lume nu, știți, e... Cum îi spune? Încrederea în engleză îi zice bandwagon effect. Încrederea, da, încrederea în autoritate. Deci aia se opuneau, nu știu, și după aia cum a trecut? Cred că și ăștia au în vedere chestii de genul ăsta. Bagul că crește, știi, după... Se obișnuiește lumea. Se obișnuiește. Sau pot să zic că, dom'le, oamenii nu știu ce e bine pentru ei. Nu e conformism ăsta al oamenilor, știi? Îi forțăm și după aia ex post o să zic că... Cred că mai mult decât frică, nu e doar frică. E și... îl validează cumva, dacă a zis Iohannis. Una să zicem noi o chestie, una să zic un președinte. Îi dă greutate, știi? Nu, pentru mine agresiunea, chiar dacă după aceea victima o să zică mulțumesc agresorului că mi-a schimbat preferința. Pentru mine aia este tot o agresiune și e rea din punct de vedere etic. Deci nu ar trebui să se întâmple. Da, dar nu trebuie să mai dai sancțiune dacă victima a zis cea... Da. Da, dacă a reevaluat, nu mai dai agresiune. E ca și cum îți acord consimțământul retroactiv. Dar fii atent, dacă el cere banii, mai agresiune? Victima? Cine se ceară? Zici că nu și-a reconsiderat. Dacă cere banii, înseamnă că o consideră în continuare o agresiune. Dacă cere... Păi ce-l zice, nu, nu mai văd. L-am reevaluat. Atunci nu mai cer bani. Înseamnă că nu l-a reevaluat. Tu mai respectivă. Păi, nu, dar dacă nu este vorba de o agresiune, de unde provin daunele?
Adică tu când ceri bani, nu ceri merge. Daune. Nu merge, deci, da. Da, nu merge. Deci la taxare nu prea, lumea nu prea se răzgândește în privința, nu mai reevaluează faptul că nu prea se îmbulzește. Bine i-a făcut că mi-a luat banii respectivi. De, auzi, nu știu cât de adevărată e, că n-am verificat din două surse, dar am dat pe Twitter peste o poveste din asta în care Norvegia scăzuse nu știu ce taxe și au fost criticați de niște norvegieni. Deci a scăzut taxele și i-au zis, da, bine, uite, punem o taxă voluntară. Plătiți voi acolo cât credeți că trebuia să dați. Și au adunat o întreagă sumă de 1500 de dolari. De coroane, whatever. Coroane, 1500, da. Nu, păi da, stai că asta e semnificativ. În sensul că la ăia salariul lunar este nu, de nu, peste 1500 30.000 de coroane. În tot fondul. Păi asta zic. Dacă era în coroane... Mult? E mult? Păi nu, asta spun. A, dacă era în coroane, este foarte puțin, nu puțin. Adică discutăm n-ar da. De 10.000 de coroane pe lună salariu. N-ar da, lumea e ipocrită. Da. Nu, era în dolari, ok, poate ver. Nu, ipocrizia umană, vezi miliardarea. Dom'le, să o taxezi. Păi ia frate, își donează tu. Donează, da. Ce, te ține cineva? Nu, să dea și... Păi de ce? De ce? Ia și dă tu. Deschide tu. Asta e unul din efectele pe care le zice, invidia. Bun. Revenind un pic la discuția asta între ex-ante și ex-post, Rothbard spune și de fapt și noi am admis cu alte ocazii, ba chiar cineva de aici de la masă condiționa perfecțiunea pieței de chestia asta, a admis că există o, poate să existe posibilitatea unei greșeli între evaluarea ex-ante și ex-post. Tu vrei să mănânci o înghețată și după ce ai mâncat-o zici, bă, mai bine te dăm banii aia pe altceva. Asta ar reprezenta o reevaluare ex post. Acum... E în cazul la înghețată nu prea suntem. La înghețată nu prea suntem. Acum ce spune Rothbard, zice că piața în sine aliniază, face cel mai repede tranziția asta în cazul în care există greșeli. Are în ea mecanismul de corecție, piața liberă, are în ea mecanismul de corecție cel mai rapid pentru a opri, a stopa aceste erori. Și anume, dacă ești antreprenor, e mecanismul profitului și pierderii, dacă ești antreprenor, păi, o să descoperi că dacă faci prea multe greșeli de evaluare de genul ăsta, nu mai ai bani, dai faliment. Dacă ești consumator, o să descoperi că dacă faci prea multe greșeli de evaluare de genul ăsta, ori nu mai ai bani, ori te simți foarte rău. N-aia. Asta e argumentul, e argumentul de schemă. Că așa convergi utilitatea ex-ante. Ex-post. Bun. Dar revenind la clase, la caste, de fapt. Împărțeala care e făcută, e făcută în funcție de activitatea de taxare a guvernului, a statului. Și avem? Consumatorii de taxe și plătitorii de taxe. E clar, am zis în episoadele dinainte. Da, am avut și emisiune pe asta, cu Tudor, parcă, nu? Cu plătitorii, da. Oricum, fără, ce vreau să spun este că fără intervenționismul binar, cel de-al doilea, toate celelalte intervenționisme nu pot exista. Totul pleacă de la bani, dacă statul nu are bani. Dacă statul nu are bani... Are 1500 de coroane, am aflat. Ar putea să, da, ar putea să iasă pe stradă și să chireie. Poate nici aia, poate și erau consumatori de taxe și nu se pun nici aia. Da, aia nu e taxare, deci dacă e o chestie voluntară, nu e o taxare. Ia-ți banii de donații, bă băieți, luați aici, atâta vrem noi norveginii să dăm statului norvegian și atunci încadrați-vă în acești bani. Da, uite, asta e o chestie frumoasă dacă cineva ar avea ideea, o măsură de validare a statului, da? Pentru o săptămână toate taxele sunt opționale. După aia facem analiză să vedem la ce nivel sunt încasările bugetare pe săptămâna aia. Nu ne alegem săptămâna Paștelui când sunt lucrurile închise, e o săptămână normală. Valideea ta este genială,
dar te abții. Hai să facem testul ăsta un an. Nu, las o săptămână, e de ajuns. Nu că nu de ca să nu nebunească lumea să zică, băi, ce nebunie, așa. Nu. Hai să vedem, marile magazine, toate astea, da, unde se colectează TVA-ul. Paliel ți-ar zice, păi tocmai asta e problema. Asta e problema, ți-ar zice unul. De astfel, teoretic, al bunor public. Nu se strâng banii dacă... Păi prin, asta spunem și noi, că nu se strâng. Păi da, el zice că asta e o slăbiciune, un defect structural al vieții. Făceam 5 universități, așa, ce dracu, nici o ușă nu faci. Deci ca să repet, eu am propus asta ca să validăm percepția asupra statului, pentru că și în capitolul ăsta la un moment dat, eu asta ziceam. Și în capitolul ăsta la un moment dat se discută despre faptul că statul este justificat. Că statul se instaurează cu consimțământul guvernaților. A majorității guvernanți. Sau majorității, da. Da. Auzi, uite, deci atâta... Nu cu consimțăm... Avem alegeri multe anul ăsta și parte din pretenția sub care să apără statul că trebuie să existe este, uitați, lumea vine la vot. Deci ne mandatează să ne ocupăm de lucrurile astea care n-ar fi produse de piață. Așa că ei nu te lasă să le faci. Da. Da. Pe lângă faptul că nici măcar o majoritate nu vin la vot. Bine, ei cred că ar spune nu-ți dăm libertate absolută. Îți dăm libertate cât să votezi. Îți dăm ceva, nu știu ce. Nu absolută în sensul că dacă ăla nu vrea să apărare, să nu... Nu. Admitem că necesitatea coerciției. Admitem asta. Da, e o contradicție la limite. Da? Deci m-am mai gândit din nu fac un mare subiect din asta, dar că a fost de curând. Dar chiar m-am gândit. Deci ai apărarea și pare așa o chestie. Aoleu, e importantă, vin ăia mari peste noi, parcă noi suntem, țara noastră, bogății multe are și vin peste noi. Pe de altă parte, tot oamenii ăștia zic, păi au venit corporațiile. Față de ea, cum v-ați apărat? V-a apărat statul? Păi da, uite, votați mai tare pe ăștia care zic acum naționalisme. Ok. Te gândești, mă, dar ce ai de apărat? Ce ai de apărat râul, tu? Râul și ramul. Prieten numai mie. Da, proprietățile, da? Păi și proprietatea când te inundă vecinul deasupra, cum e apărată? Cu asigurări. Greu de imaginat? Păi da, el vede statul ca pe asigurare. Un privat, păi îți vine o corporație care e asigurator. E, atunci oamenii... Atunci statul român... Atunci oamenii să-și dea seama că la o asigurare, asigurarea de obicei, în medie, îți cere 0,1% din valoarea asigurată. Ca primă de asigurare. Da? 1000 de prime. Per... incident. Pe incident, mulțumesc. Și atunci, cât ar trebui să ceară statul taxe? Dacă să zicem că vai, el e o firmă de asigurare, 0,1% taxe la stat ar trebui să existe. Supraevaluează drumurile și podurile. Cât dai tu în taxe? Păi, aia e alt subiect, aia e altceva. Nu ar fi să răspunde. Nu, dar așa, nu știu, țineam la chestia asta că... Da, el așa... Da, se contrazice că... Zice că ești liber să alegi democratic și după aia zice, păi da, dar dacă las oamenii liberi, aia nu mai vor educație terțiară. Cine știe? Deci în loc să am 20 de universități, n-am niciuna. Disonanță. Păi da, școli profesionale. Mai bune. Ei n-ar spune disonanță, ar spune că na, e un extremist să fii universalist și trebuie să fii nuanțat, să vezi când trebuie, când nu știu. Da, și nuanțat este adică, cum zic ei, aia e nuanța. Spune că este ok să fii disonant. Asta e, răspuns. E altceva. Da. Nu, da. Zice că nu e disonant, cred că așa. Da, construi eu. Nu e disonant. A spune disonanța e pe aceeași chestie, ori eu nu. Aha. Democratic. Te las pe lucru. Ce e pe alaltă? Nu te las. Uh-huh. Pe apărare. Sau, păi, uite, prin Constituția României mi se pare că nu poți vota pe teme fiscale. Asta, asta spunem... Nimic. Bine, o poți, indirect. Atunci când vrei să dizolvi o disonanță, ai două opțiuni. Fugi de ea sau spui nu e aceeași chestie. Da? Ei nu fug de ea, ci o să spună nu e aceeași chestie. Da.
Iar spune că nu e disonanță. Uite, te las liber. Asta am spus și eu atunci. Atunci când vrei să contrazici o stare de disonanță, spui așa. Nu e aceeași chestie. Nu e disonanță doar dacă admiți universalitatea principiului. Și atunci e o disonanță. Și libertatea trebuie să fie universală. Nu admit, da. Nu admit. Eu o să spună da, e valid, am oprit eu să te duci în Kaufland. Este irelevant. Păi vreau să îmi cumpăr un tank. Hai, nu te dentizi. Faptul că ei nu admit universalitatea principiului, asta este problema lor de gândire. Nu este o problemă, nu este, cum să zic, principiul ăla e universal sau nu este? Ei întorc totul și spun, nu, eu decid dacă e universal sau nu, că poate nu admit că e universal și atunci am scăpat. Nu funcționează așa lucrurile. O chestie, o realitate e obiectivă externă, mă rog, discuția asta am mai avut-o, mai căutați și alte podcasturi în care ne mai întâlnim cu ea. Hai să ne întoarcem la... La ce eram? La prima, nu? La prima, dar la efecte, mă rog. Utilitatea, cum crește și scade atunci când... Uite, aici menționează și perspectiva mercantilistă asupra liberului schimb. Îi spune că, dom'le, pe vremuri, din perspectiva mercantilistă, atunci când are loc un schimb pe piața liberă, unul câștigă și unul pierde. Pe când teoria economică, după perioada mercantilistă, spune că ambele părți câștigă într-un liber schimb. Pe baza vechii perspective, s-a creat această... Eu cred că ei se uită și la grupuri diferite. Deci noi ne uităm la... Eu cumpăr din Kaufland, mă uit la mine și la Kaufland, doi parteneri, mi sunt mulțumiți. Schimb? Ei se uită și la Kaufland și un mic producător, de exemplu. Și zice, uite, ăla pierd. E adevărat. Unii pierd. Nu tot vând toți. Vorbim de câțiva în Kaufland, știi, dar restul... Nu. Asta de cartier atunci, nu mai vând la fel de mult. Atunci când spun că nu e adevărat față de mic producător, e același lucru pe care relația în sine e incorrect pusă. Deci, da, și nu e un schimb, și în primul nu rând. E perspectiva mercantilistă. Kaufland și cu mic producător nu se află într-o relație de schimb, se află într-o relație de competiție. Nu contează, ideea e că pierd. Deci noi vorbeam despre oameni care pierd. Nu schimb, noi vorbim de faptul că în baza schimbului crește utilitatea. Da. Deci e aici... Doar pe chestia asta a ori unul... ce am zis eu. Depinde unde te uiți. Liberalii ne uităm la schimb. Da. Așa, ei se uită la competiția între muncitori sau competiția între... De regulă, competiția între firme, știi? Uh-huh. Și zice, uite, ăla pierd. Inclusiv Orwell zicea, da, e bun capitalism. Doar că... Unii problema pierd. Da, unii o mai și pierd. Și exact asta aveam în vedere, știi? Mentalitatea asta socialistă, unde se uită la care pierde. A tine că se uite și la... A venit Kaufland ăștia, deci au scăzut vânzările în zonă, știi? Ăștia mici. Nu cred că se uite. Și aia nu e pierdere? Nu. Nu, e lipsă de câștig. Dar serios? Okay, știu unde se uită socialiștii, se uită la... Nu la cumpărător și Kaufland, se uită la Kaufland ca firmă și angajatul de la Kaufland. Și spune că schimbul dintre angajatul respectiv care își vinde munca și... Asta e mercantilism? Nu, nu, mercantilismul se uită la firma mică. Este un schimb... Niște stângiți. În care cineva pierde și cineva câștigă, știi? Da. Păi, din punct de vedere al stângiștilor, știi? Da. Stângismul mai... spune că, domne... Să ducă mai la stânga. Da. Pe când... Îi place calea liber, dreaptă. Consimțit, nu le-a împiedicat nimeni pe niciunul să fie acolo. Bun, ca să recapitulăm că am tot discutat diferite perspective, da, există mai multe perspective asupra a tot felul de lucruri. Perspectiva corectă e aia la care ne uităm la schimb, da? Doi oameni schimbă lucruri dacă e în avantajul amândurora. În rest, dacă vrei să te uiți la relație, și asta include și... Kaufland și muncitorul, da? Că muncitorul poate să-și ia foarte mult, foarte bine uniforma de Kaufland și să se ducă să se angajeze în altă parte. Și o să vină socialiști și o să spună, dar n-are unde săracul de el. Ghinion, cu toții murim de foame dacă nu băgăm ceva în gură. Nu, și hai să vedem. Nu e datoria lui Kaufland să-ți aducă la bot mâncarea.
Asta a fost poate datoria lui mama și tata odată, poate, dar odată ce ai devenit adult, nu mai e datoria nimănui. Îmi pare rău dacă ai senzația că trebuie să continui așa lucrurile. Da, când ai zis la părință că te descurci, atunci și dacă nu le-ai zis încă, ai creat o mare bucurie. Să te descurci, să-ți fie rușine. Bine, tu ai avut și handicap ăsta, de când ne gândim la părinții noștri. El toată viața așa a mers la întreprindere. Nu a avut o chestie de asta. Stai că mă mut în București, stai că mă mut în Vâlcea, stai. Nu. Nu, nu, stai că s-a putea fost, face. Și după, nu da zic, pentru majoritatea românilor imediat după Revoluție a fost. Ei aveau inerția aia să aibă în Teronman. Păi Teronman e praf, știe. Du-te în București, că găsai mă. Era greu, știi, să... Bine, și s-ar putea și Teleorman să fie praf din cauza unor băieți și niște găști și niște reglementări. Da, da, și asta. Pentru că ai văzut unde se vrea, unde există voință politică, sunt locuri care au fost sărace și totuși au ieșit din sărăcie, că s-au făcut lucruri în regulă acolo. Practic, au fost permise lucruri să se facă, nu? Adică, voiam să zic și... Nu știu pentru cine e necesară precizarea asta, dar ziceai tu, vai, săracul n-are unde să se ducă. Păi hai să vedem de ce n-are unde să se ducă. Nu, adică o întrebare de obicei este, sărăcia e, fiind o stare de bază, ca întunericul și frigul, cum iese lumea din sărăcie? Nu e adevărat, să știi că aproape întotdeauna are unde să se ducă. Păi... Aproape întotdeauna, e, yes, nu da. Are unde să se ducă din comoditate de obicei. Yes. Știu că asta sună groaznic, dar... Nu, are dreptate, Vali, chiar și lumea asta... Bine, are dreptate și Alexandru, cât restrânge... Uh-huh. Dacă când vin 5 de alea tâmpite, da. Mai vine și un salariu minim și nu știu, uh-huh. Da, îți restrânge aria. Pe de altă parte, nu, găsești. Păi e prost. Asta e, du-te. Asta e piața. Oh. Mandatezi piața. Să fie azi o piață bună. Cum e cu democrația. Și... Da. Aici Rothbard menționează faptul că pe piața politică poți să ai pierde și câștiguri și în utilitate. Da? Oată partidul care pierde și cei care au votat partidul care a pierdut se pot considera ca fiind pierzători. Da? Ei nu au câștigat ce și-au dorit. Cei care nu au votat iarăși pierd, dar și cei care au votat partida câștigătoare sunt și ei pierzători, pentru că de fapt nu au votat pentru că au votat nu au votat un anumit să zicem lucru. Ăștia sunt cei mai mari perdani. Da. Au votat un partid sau o persoană și ea nu este, să zicem, obligată să le facă 4 ani de zile votanților pe plac. N-au contract. Hai să luăm altfel. Presupunem că ați votat în ultimele 3 alegeri. Scrieți-ne jos în comentarii dacă partidul dumneavoastră cu care ați votat a fost la putere în timpul ăsta, v-a mulțumit cu activitatea pe care a făcut-o și urmează să-l mai votați în continuare și la următoarele alegeri. Da, nu da. Astea sunt... Și dacă răspundeți așa, Costel, poate vă gândiți și de ce răspundeți așa. Deci tu ce vrei să zici, Gami, că pierde aia, pierde toată lumea? Toată lumea pierde. Ah. Și pierderea în sine, da, e o pierdere relativă comparată cu piața liberă, da? Unde spuneam că toate schimburile care sunt făcute ca să maximizeze utilitatea. Și motivul pentru care ele pot face asta este că în piața liberă nu îți sunt restricționate opțiunile. Da. Deci dacă aici tu ai, să zicem, 1 pe 19 milioane puterea de decizie ce se întâmplă, pe piața liberă poți să-ți... 1 la 1, de fapt, da, putere. Da, ai, spune, eu vreau o înghețată mare astăzi de 3 litri, într-o pahar de 3 litri. Egal, că o să-mi pară rău. Da, dar... Asta obțin, știi? De când printr-un vot, da, eu sunt doar o mică parte și obțin doar o mică
În cazul în care eu chiar obțin ceva, nu, și nu pierd... Și nu numai, da, pe piața voturilor, înghețata aia poate nici să nu existe. Da? Da, poate tu vrei o înghețată de vanilie, și da, dacă ne apucăm să votăm, votăm, nu, da, hai că de vanilie e ok, dar poate vrei, vrei de coacăze, de exemplu, vrei o înghețată de coacăze. Păi n-avem, frate, avem vanilie, fistic și ciocolată. Și tu, eu vreau de coacăze, vanilie, fistic și ciocolată, asta e democrație, nu, astea sunt, ăsta e jocul politic. L-a votat. La peste 4 ani votați. Fii atent pe piață, dacă n-ai, vreți. N-ai chestii de astea speculative unde poți spune că nici acolo nu e sigur de... Din punctul ăsta de vedere, da. Pe de altă parte, dacă Gabi își anunță intenția, eu vreau o înghețată de coacăze și sunt dispus să dau oricât costă, o să beau, o să mănânci o înghețată de coacăze. Curând. Pe piața liberă, nu, și destul de repede. Ba, da. Nu, e posibil ea să fie în proiect, să nu fim siguri dacă există. Dacă se duce și el să la... dea să fie o mecena, ia, hai să... Nu, zic, nu, nu, cost... nu. Și să n-apară înghețate. Vali zice, Vali să zice, să duce la o cofetărie și ca iepurașul din banc. Și zice, aveți înghețate de coacăze? Nu. Aveți... A treia zi zice, bă, vă dau oricât faceți înghețate. O să-i facă. Nu! Cofetăria, nu, îi face. Poate fi perpetuum mobile înghețată. Hai să zic, păi, nu, eu vorbesc strict de înghețat de coacăze, Costel. Păi poate și asta nu... A. Nu, că Vali oferă asta. Gar. Dar gândește-te ceva, de ceva din favorabil, ar fi ceva unde riscă și asta. Dom'le, vreau, nu știu, să împar martea în două sau da, o chestie de asta. Da, nu, vreau o imposibilitate, da, suntem de acord. Nu e imposibilitate, o chestie greu de... Prea riscantă, da. Da, 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 prea, da, ciudată, prea... Bine, eu da, am să continui ce vreau să spun și da, sunt de acord că piața liberă nu ți livrează lucruri imposibil. Spre deosebire de ceea ce îți promit politicienii. Da, da, da. Vește la ăștia cu băuturii, recoritoare. Mă încearcă ei, știi, ce se dă piața. O zmeură. Grapefruit. Ananas. Pepene, struguri, de pepene, toate. Deci, tot încearcă, știi, tot, uite așa, poate așa, poate așa. Eu băgă și în bere. Da, pun tu, nu e eficient. Acest argument care, că poți experiment, că te alegi ceva, nu, ți-ai înghețat aia și dincolo o noie, nu? Ia, dincolo nu există, nu există opțiunea. Nu, argumentarea lui Friedman, voie, că poți experimenta și Coca-Cola și Pepsi simultan, dincolo nu poți. Gândește partidul celor care vor străzile roz. Da? Știu că o să apară niciodată așa. Timp ce piața îți dă. Adică e mai flexibilă, știi? Bine, dar acum avem... Ia te-n chiar, dacă ești un om, tu acolo trebuie să ai o... Dar nu poate... Nu, că merge pe majoritate, nu? Dacă are unul niște gusturi ciudate, ia mai du-te mea, dacă nu, sau da, în voturile tale. A, și pe piață o iei. Auzi, și pe piață s-ar putea cineva să aibă nevoie de banii tăi, la un moment dat. Deci chestia asta se întâmplă la noi de multe ori. Păi, dar voi ce soluție aveți? Voi ăștia cu libertatea, ce soluție aveți? Și răspunsul meu este legat și ar fi, de voturi. Ar fi bine, eu n-am auzit oameni. A, da, bine, de obicei lumea zice, e o prostie utopică. Asta e proiecția unor interogații, știi, un scenariu optimist. Mai sunt, mai sunt, să zic. Când își face unul curaj și vine la cafenea, am mai auzit și întrebarea asta. Acum ați face voi dacă vă dau eu o furtună? Mă rog, și ideea este că răspunsul, vreau să pun în oglindă răspunsul libertarian cu ce face statul. Răspunsul meu este, nu știu eu mai bine pentru viața ta, pentru că fiecare om are o viață specială. Toată lumea când vorbește, uite, la o cafenea, zice, bă, tu nu știi prin ce am trecut eu. Exact. Nu știu eu prin ce ai trecut, nu pot să-mi dau cu părere. Eu pot să spun ce mi s-a întâmplat mie, poate te ajută, poate nu te ajută, mă rog. Nu poți să-ți dau o soluție, măcar ție ca om? Îți dai seama, trebuie să-l cunoști prea bine pe omul ăla să-ți permiți să încerci să-i dai o soluție. Și după aia, oamenii zic, păi de ce n-aveți o soluție care să-i rezolve pe mulți? Că, mă rog, nu pe toți, pe mulți. E politic, așa, ia faceți-vă voi partid. Păi de ce să-i rezolve pe mulți când ei știu mai bine ce viață au dus? Și ce nevoie au. Și după aia statul în oglindă, asta îți zice, votați-mă pe mine că fac eu cu tare. Păi dacă îmi propui o singură chestie și poți să o faci sau să nu o faci, e ok, dar îți dau putere doar pe lucrul ăla. Și practic atunci e un serviciu. Nu, dar ideea e că să ceri o soluție care să rezolve pe mult sau... Uh-huh. E tot o gândire de tip autoritate și stat.
Da, să zici că e o gândire de victimă piața, pe undeva. Piața creează soluții, da? Pe nevoile fiecăruia, deci nu ai... Da, în mare, da. Banii faci dacă țintești majoritatea. Păi, nu? Păi da, exact. Exact asta este discuția și exact ăsta e răspunsul ce ai spus tu, Costel. Sunt și minorități care au preferințe tari, să le numim. Deci sunt minoritatea cu tare care cheltuie mulți bani, cu toate că n-ar trebui să fie neapărat bogați, dar cheltuie mulți bani că le place foarte mult hobby-ul respectiv, whatever. Da, mă rog, piața face și pentru ea și pentru ea. Cum la țigări, ai țigări ieftine și... Ai trabuce, ai pipe și așa mai departe, da? Deci care e sensul la argumentul ăsta? Că nu știu, chiar nu știu. Chiar nu există. Dacă aș lăsa piața liberă, văd că la mâncăm și înghețată, nici nu mi-ar fi dat prin gând. De ce nu știu? În timp ce dacă sunt birocrat, aleg un fel sau două. Da, nu, adică e ca la argumentul pentru piață. Nu am mecanism de descoperire, de aia nu știu. Bățea lui Robert, chiar dacă știu, n-am voie. N-am voie să intervin. Deci chiar dacă aș ști, n-am dreptul să... Aia e mai deșteaptă, da, e la alt nivel. Dar mă rog, aici vorbind de utilitarist, așa. Pentru că el poate nu vrea, uite, poate el nu vrea o transfuzie. Deși aia e soluția în contextul ăla. Clar cu transfuzie e soluție. Și nu vrea așa ceva. Și clar că tu știi, el nu știe, știi? Ah, ok. Dar tot nu faci. N-ai drept, da, n-ai drept. Bine, poți să riști. Aici e mica paranteză. Poate cine ar putea cineva să facă un pariu antreprenorial, deci cu riscurile lui, pariind și pe evaluarea pozitivă ex post. Nu în rotbartianism. În rotbartianism nu. În alte forme de libertarianism, da. În libertarianism nu poți să încalci nap. Deci n-ai voie să faci. Pur și simplu n-ai voie? Da, pur și simplu n-ai voie. Păi stai că ăla poate... Nu ai voie. Îl injectez pe ala fără. Ne, Alex se gândește aici la cazul cu copilul. Pentru normal că n-ai voie. Nu, pentru utilitarist ai putea, ai putea să... Da. Ah, ok, da, înțeleg distincția. Da, mă gândeam că Alex se gândește aici la faza cu copilul. Discutarea mai cu vreo două... Cu transfuzia, de aia și zis, da. De la asta discutam cu câteva emisiuni de... De fapt, cu câteva emisiuni. La emisiunea 200. Asta doar complică copilul. Ia și nu, da, eu aș spune că la copil nu încarci napul. Pentru că copilul nu e proprietatea cuiva. Și poți să-ți asumi pariul ăla antreprenorial. Pentru când o să aibă copilul 18 ani? Sau pentru vârsta, whatever. Sau da? Pentru când se rezolvă problema în sine. Da. Dar e altfel, complet marginal. Altfel, să-i faci transfuzie unui om care are consimțământ și mai ales ți-a zis nu, acolo nu se poate. Acolo e nu, clar. Păi hai să mai vedem, care e argumentul de fapt aici cu democrația? Ăsta e? Că ăia pierzi, că îți restrânge, mai câștigă... că îți restrânge opțiune. Deci, mă rog, sunt mai multe argumente aici. Strică piața, se substituie piața. Primul dintre ele este ăsta că și în democrație ai coerciție. O minoritate, atunci când discutăm de votul minoritar, diferența pe care am mai spus-o noi cu alte ocazii, dar cum o să se ia o decizie? Trebuie să se ia o decizie. Unanimitate. Nu se poate, nu e. Păi ok, atunci o să ai coerciție. Cineva o să trebuiască să-și impună punctul de vedere prin forță, că asta este statul, forță, asupra minorității. Ne place? E bine? E democrație. Place. Da, exact. Auzi, cum se face cu să ai unanimitate? Se adună niște oameni care zic, vrem să facem ceva? Da, teoria comunistă de a genera o unanimitate. Nu. Vrem să facem ceva, nu sunt de acord, îl împușcă. Nu era gluma, asta nu e funny. Deci se adună 100 de oameni și zic, vrem să facem ceva împreună pentru că ne trebuie, altfel nu se face. Și 50 o să vrea ciocolată și unii 50 o să vrea vanilie. Cum faci unanimitate? 50% să dea mai deoparte secesiune și 50% în partea ilaltă. O să aibă 100% și 100% și să ne lase în pace. Voi cu ciocolata și invers. Nu, că Moldova e din moș strămoș noastră. Doar cineva cu mentalitate libertariană. Da. Asta de frumosă. Da, mi se pare și adică mentalitatea, dar mi se pare și omenește așa civilizat. Dom'le, dacă omul vrea... Nu îi se pare civilizat, civilizat îi se pare să te salveze, știi? Oleo, da. Ce îți place? Păi să beau rom. Păi sunt 10 oameni care beau rom.
Păi da, și... E bun, nu e bun? Milioane. Ia, ia cu înghițitori mici, că o să-ți placă. Da, ok. Nu, ideea e că omul vrea să facă bine, deci nu o te las. Adică, mai, adică răspunsul e mai bine facem zahăr, nu? Ca să fie mai ieftin. Nu, are asta de control, știi? Pe asta de control e și chestia de risc în care orice e de fapt chestie nucleară. Da, da. Nu e cu cine să înțelegi. Bun. Și următoarea analiză care se face aici este: da, mă, libertarienilor, bine, voi faceți pe piața liberă numai maximizarea utilității, da, agențiile alea de apărare atunci când se opun, de, când îi apără pe unii de alții, ălora nu le reduc utilitatea? Vezi că se face cu pierdere de utilitate și pe piața liberă? Aici ce putem să spunem? Da, nu cred că Rothbard este foarte, foarte diplomat. De fapt, agresorul care vrea să fure sau să distrugă proprietatea unor oameni ce au obținut-o legitim, el creează pierdere de utilitate. Agenția de protecție, da, de fapt, și lui un criminal în serie pe care l-ai prins, e clar că e creat o pierdere de utilitate. Poate el n-a. Adică în mod sigur nu vrea să fie prins. Deci ai creat o pierdere. De obicei în filme vrea să fie prins. Lasă tot, da, felul, nu are, de nu indicii. Mai are dreptul la, să zic, creșterea utilității. Crește utilitatea celorlalți care în mod legitim... Păi și au problemă cu minoritățile. Nu. Dacă le-ai criminal în serie... Nu, am o problemă cu agresorii. Da, am o problemă cu agresorii. Adică dacă 90% sunt criminali în dar serie... Dar Rothbard cum zici? Ce zice aici? Rothbard spune așa, Rothbard zice în felul următor. Agențiile de apărare poate să existe pe piață, atâta vreme cât nu există agresiune, ele există, fac schimburi cu oamenii, schimburi voluntare, nu fac decât să crească utilitatea. Deci, prezența lor nu este o condiție necesară și suficientă pentru diminuarea utilității cuiva. Ba da, pentru că următorul răspuns este așa. Condiția necesară și suficientă pentru apariția acestei diminuări de utilitate o reprezintă însă și agresiunea. A, chiar la început, ți-ai răspuns. Urat, violare de domiciliu, dar umflați. Nu cred că răspunsul e și, uite, invidia urmează sau e... Da, invidia urmează. Ne legăm și de... Invidie, clar că ăla are o pierdere de utilitate. Mai e ceva aici sau trecem la invidie? Nu, asta e, are o pierdere de utilitate, dar este cauzată de propria agresiune, nu de altceva. Societățile în sine doar reacționează în baza relațiilor voluntare pe care le au cu ceilalți. Asta e o problemă, Vali, știi de ce? Pentru că argumentul utilitarist economic a fost totdeauna că o majoritate, piața satisface o majoritate. Ăsta a fost argumentul. Mises, Wesley, am mai discutat de 100 de ori și că utilitarismul în sine este greșit. Păi da, da, și întrebare... e un, de fapt un moft pentru a justifica ceea ce vrea oricine să justifice. Întrebare, mai aducem argumente economice. Dacă ăsta e pattern-ul, majoritatea aia de preferințe satisfăcută, mai are sens să avem... Să aducem argumente economice pe lângă ce... Uite, pot spune că ăia sunt... ăia vătămați, hai nu, psihopatul, că e o chestie mai clinică și mai minoritară. Pe restul oamenilor, are majoritate care pierde ud. Când? Nu știu, igonesc niște libertarieni pe acolo, hai să zicem, conform NAP-ul... Cum igonesc niște libertarieni conform NAP-ului? Cumpărând proprietăți și eliberând un drum sau nu știu ce, știi... Da. Păi, deci poate fi o chestie în care o majoritate, da, are o pierdere de utilitate. Da, când ți-am cumpărat proprietatea... Percepută, utilitate de aia percepută, de aia... Păi da, nu mai contează, știi? Da, s-a răzgândit, da, i-a dat casa și pe aia s-a răzgândit. Da, da. Nu, nu e pierdere de utilitate. Dar înțelegeți care e problema? Că noi avem, ne plac argumentele economice, însă ele merg. Validarea asta cu majoritatea, pe de altă parte suntem antidemocrație, care iar are chestia cu majoritatea vântă și... Pare că e o disonanță.
Păi pare că e și chiar e. Chiar e. Nu știu, eu aș spune că atunci când folosim argumente... Deci, e ceva, e ceva. Din punctul meu de vedere, eu nu cred că am folosit vreodată argumentul economic care să se traducă în... utilități. Este satisfacția sau este creșterea utilității majorității oamenilor. Individului. Atunci e economic pur și nu e disonanță. Poate n-ai folosit termenul utilitate, tot. Nu, sigur, și Mises când zice, tot are în vedere, știi? Păi, da, Mises, din păcate, e utilitarist și asta este drumul lui către Perezanie. Nu, dar cum sună atunci argumentul? Care argument? Pe individ. Ce? Individ. Pe individ. Deci totul nu trebuie majorității. Că să zicem că te-am dat pe exemplu, contra exemplu. Păi, uite, ai trei indivizi care beneficiază. Și ai un milion care nu. Nu, Rothbard spune așa. Iată, argumentul economic. Rothbard spune așa, într-o piață liberă, schimburile pot fi definite sau sunt definite ca o acțiune petrecută între o pereche de oameni. Ai doi oameni care sunt parte a schimbului și asta e tot. În clipa în care încerci să le agregi pe clase, pe nu știu ce, părăsești... definiția asta. Păi nu, rămâi la efecte. Ok. Ăla au fost schimburi, nu știu. Există efecte ale schimburilor. Irrelevant. Ai un milion de oameni. Păi de ce că nu evaluăm niște efecte ale... Irrelevant. Dacă te duci până acolo, este irrelevant. Nu e asta discuția, să evaluăm niște rezultate. Ce ai văzut? Am văzut niște schimburi. Ok. Hai să întrebăm oameni. Un milion de oameni sunt invidioși pe trei oameni. Deci utilitatea este gaură. Atunci răspunsul este la invidie, da? Și Rothbard îți spune în felul următor, că singurul fel în care putem să evaluăm cu adevărat este, pentru că nu putem ști ce se află în sufletul omului, este doar prin schimburi. Da. Se petrece schimbul, evaluăm voința omului în felul ăsta. Nu se petrece schimbul și omul poate să-ți apucă. Rothbard dă exemplu aici. Asta e rezolvă. Tipărește un pamflet, spune, strigă din toți boliogii, mi-a pierdut ăla, mi-a furat nu știu ce. Păi, dar n-ai, cum ți-a furat-o? Vai de mine, ți-a furat-o. Da, da, mi-a dat 5 lei pe ea și valora 5.000 de lei. Păi, stai puțin, ți-a dat 5 lei, da, te-a forțat să iei? Nu. Furtul înseamnă altceva. Nu contează, noi vorbim de prezența invidiei, dar clar nu are dreptate aici. Deși contrazice cu poziția lui din astea, care e critica noastră? Una din critica socialismului e invidia. Ăștia sunt invidioși dincolo de masca asta. Poftică. Da, da. Inclusiv el aduce argumentul invidiei. Poziția lui aici? Nu știu dacă e chiar invidios. Păi asta zice Vali. Pe Facebook că știi ce zice Vali? Vali zice, cuvintele nu ne lovesc, el zice că e invidios, asta nu, de fapt, dar nu mă soare. Dar admite invidia în alte contexte. Zice, socialiștii sunt invidioși. Păi da, fac acțiuni? Deci în baza invidiei. Eu atunci pot să-i spun, dar poate nu e invidios. El eu știu ce crede ăla, n-a schimbat. Păi ia da bani la unul să scrie pe Facebook. Uite, a făcut și schimb. Nu. Ok. Cred că vorbește de socialiști invidioși. Ce-a demonstrat, ce-a revelat preferința, știi? Da, da, de care taxează pe bogați, pur și simplu, le ia banii. Dincolo de faptul că nu trebuie să văd schimbul, pot să mă uit și la un om și îmi dau seama că invidiază, nu știu ce știi. Deci n-aș avea nicio problemă cu invidioșii care bine, normal, sunt plini de și clocotesc în interiorul lor. Problema este că am probleme cu invidioșii care taxează și mi-au banii pe care sunt invidioși. Își fac acțiuni. Asta discuția aici. Okay, nu, discuția da, dacă este invidie. Ba, asta e discuția. Nu, stai puțin, Costa. Problema e că e folosit același cuvânt, sunt de acord. Contextele sunt însă foarte diferite. Aici, în locul ăsta, vorbim de impactul invidiei într-o analiză economică, și răspunsul e zero, du-te și plimbă-te cu cercul. Și dincolo, vorbim de fundamentarea unui curent politic sau motive pentru care cineva ar putea să adere la o ideologie sau alta. Care acolo, sigur, poate fi invidie, poate fi și pentru că a mâncat varză cu carne și nu i-a plăcut. Da, mecanismele sunt aceleași. Ăla scrie pe Facebook, ăla scrie propagandă comunistă. Dar cuvinte. De ce zic? Stai puțin că aia e fost invidia. Aia nu e invidie. Da, am îndouă să văd schimbul, știi? Nu. Păi asta zic și eu. Nu am spus asta. Am spus așa, că într-un loc invidia nu are ce să caute ca motiv. Economic, într-o analiză economică. De ce? Tu vorbești despre pierderea de utilitate. Pentru că felul în care măsurăm utilitatea este prin schimb.
invidia în sine neadrăgând schimburi după ea, nu există. Dar rezolvat-o și pe asta, eu îi dau banul lui Gabi, ia și scrie chestii invidioase, exprimă-mi invidia, am vrut un schimb. Singurul lucru care îmi spune este că tu vrei ca acele lucruri să fie scrise. Nu spune nimic despre ce e în sufletul tău. Cantitatea de invidie, da. Eu îi spun ce e economic, în sufletul meu. E irrelevant, economic, eu nu pot să măsor economic, ce e în sufletul tău decât dacă se manifestă prin acțiune. Se manifestă prin invidia acțiune. Nu poate să se manifeste acțiunea prin acțiune decât cum spune și Rothbard până la urmă, decât prin acțiuni agresive. Trebuie să depăr. Și ăla trebuie să fie agresiv ca să fie invidios. Toți oamenii invidioși pe care ai cunoscut erau agresivi. Este singura acțiune prin care putem să cuantificăm invidia din punct de vedere al analizei astea praxeologice. Teologic, că tu poți să zici la ștofa societății s-a stricat. Ce spui? Și vorbirea e o acțiune. Dincolo de... Da, am înțeles că și vorbirea e o acțiune, dar este irelevant ce spui. Adică... E irelevant pentru că nu obiectul invidiei sunt banii lui Bill Gates. Faptul că tu te angajezi într-un schimb voluntar cu Alex să scrie pe Facebook despre Bill Gates nu are legătură cu obiectul invidiei tale. Noi vrem să demonstrăm utilitatea unor chestii. Există invidie? Asta e întrebarea. Există invidie? Poziția lui Rothbard e că e insuficientă. Există invidie, dar atunci când discutăm despre utilitate, invidia este irelevantă. Asta e poziția lui Rothbard. Greșit, îți dai seama. Și poziția lui nu e că e irelevantă. Poziția lui e că e relevantă, doar că nu e detectabilă. Nu-l cred pe ăla. Păi asta e ceea ce spun și eu. Este irelevantă, pentru că felul în care măsori utilitatea este prin schimburi. Uite cum ai putea măsura invidia. Lumea e invidioasă. Uite, nu e, fii atent. Hai să zicem așa. Nu e om, nu există om fără de invidie. Hai să zicem așa. Eu sunt invidios pe Gabi, da? Eu sunt invidios pe Gabi. Prin urmare, stau, mă duc după el, da? Îl urmăresc peste tot și atunci când Gabi vrea să cumpere ceva, eu vin repede și licitez mai mult și iau ce cumpără. Pentru că sunt invidios pe el și nu vreau este să aibă așa de mult. De manifestare invidiei, da. Știi? Nu, tot ceea ce știm este că eu vreau mai mult acele lucruri. Eu le vreau la un preț mai mare. Asta este ceea ce măsoară asta este felul în care se măsoară utilitatea pe viața liberă, prin tranzacție. Așa se măsoară preferința ex-ante. Ce motive am eu ca să iau chestiile deci alea? Deci eu nu pot fi invidios. Pe chestia ta eu nu pot fi invidios niciodată. Dacă nu are un Porsche, eu nu pot fi că nu o să scot niciodată bani. Care parte din faptul că am spus că eu sunt invidios pe Gabi și am dat asta de la început, da? Am dat asta de la început. Eu sunt invidios pe Gabi, da? Pe de altă parte, tot ce pot eu să măsor din schimburi este că eu vreau lucrurile alea la un alt preț. Da, Vali zice că invidia, evident, există în toată lumea, Doamne ferește, doar că nu poate fi măsurată economic. Acum, dacă dăm peste locuri... Măsori alte chestii. Asta poți zice și de utilitate, dar nu e... Dacă dăm peste locuri, păi asta spune și Rothbard la un moment, dacă nici utilitatea nu poți să o măsori decât ordinal, nu cardinal. Da, asta, nu poți asta... să spui 3 unități, 5 pentru unități, 7 unități. Și o postare pe Facebook și o privire suficient că la e invidios. Nu, că stai puțin, că tu trebuie să dai... Nu știu câți bani... Eu ți-am spus, din punctul ăsta de vedere, ceea ce spui, nu disput, nu este contentul, nu este contextul schimburilor. Nu este contextul schimburilor și al utilității. Arată o limitare a analizei lui Rothbard. Nu arată o limitare a analizei lui Rothbard. Ăsta este specificul instrumentului care a fost construit. E un instrument foarte bun. Că nu-ți măsoară temperatura în ziua cu tare, nu reprezintă că e o limitare. Ok, dacă vrem să folosim termenii mult mai catolici decât papa, dar reprezintă o limitare. Dar nu știu dacă ăsta este scopul. Asta e ce încerc eu să spun. Păi da, dar îi bușește toată analiza, știi? Nu mi se pare. Cum să nu? Bușește toată analiza. Ce poziția mea e clar că trebuie să aduci altă... Dar eu nu cred că alt tip de obiecție să admiți. Da, frate, există invidie. Dar asta nu înseamnă că... Deci noi facem analiză comparativă. Asta nu înseamnă că eu nu sunt invidios pe ciolacul tău. Uite, invidia nu e o chestie tipică a pieței libere, o chestie de natură umană. Da, da. Socialismul, pot spune, crescând inegalitățile, poate să o face și mai rău. Uite, două modalități de a măsura cantitatea de invidie într-o societate. Ai Bulgaria, ai România.
în România bogații peste 1 milion de euro sunt taxați cu 70%, în Bulgaria cu 95%. Asta e o modalitate de a măsura. Nu, pentru că votat invidia. Și chiar dacă în România clocotesc ăștia de... Poate vorbăm mai mulți, poate publică pamflete de 10.000 de euro mai mult decât Bulgaria. Nu votează taxarea mai mare. Auzi ce zic, că poate fi o asta, o sursă, invidia, știi? Dar nu e singur. Poate vreau mai mulți bani. Da. Aia. Vreau un trai mai calmea pe banii lui, nu-l invidiez, dar l-am nu știu, altfel n-ai cum să măsori. Ceea ce zice Rothbard aici, o să citesc din nou, spune așa că noi nu putem să lucrăm cu utilități ipotetice divorțate de acțiune concretă. Noi ca praxeologi putem să ne preocupăm doar cu utilitățile pe care le putem deduce din acțiunile concrete ale oamenilor. Da. Da, o postare pe Facebook e o acțiune concretă. Da, dar tot ce putem deduce din această acțiune, pentru că asta e mică, spune. Dar prețul putem e mic. Putem să ne preocupăm cu utilitățile pe care le putem deduce. Eu ceea ce spun este că ceea ce putem deduce, da? Discutăm de deducție. Care este adevărul care se transferă automat între propoziția A și propoziția B? Singurul adevăr care se transferă automat între propoziția A și propoziția B este că ai vrut ca acea postare pe Facebook să apară versus costurile de tranzacție care au reprezentat. Asta este tot ce putem deduce între ele. Două. Motivele tale în spate poate să fie și alea, poate să fie și altele. Problema este că din acțiune trebuie nu putem deduce decât atât. E trasă de păr. Mie nu mi se pare că e trasă de păr și de altfel, din punctul ăsta de vedere, ăsta este și motivul pentru care atunci când am aplicat discuția pe justiție, am spus că intenția nu contează. Tot ăsta e motivul. Într-o discuție despre intenții, intenția contează, că despre asta e discuția. Înțelegi? Într-o discuție despre invidie, contează invidie. Poți aduce păi da, numai că noi nu avem... Zice, aici nu e, domnule, nu e demonstrat. Nu ajunge. Păi da, de ce? Că nu sunt bani? Păi da, ăla e domnule. Nu poate fi măsurată prin această unealtă pe care o avem. Păi ce poate fi măsurat? Nimic nu poate fi doar măsurat. Ba da, poate fi măsurat faptul că ai preferat faptul că ai preferat ca acele postări să apară pe Facebook. Păi da, am preferat. Asta poate fi măsurat, da. Da. Mă rog, eu zic că greșește și că e și prea pretențioasă chestia asta cu... Adică, lucrurile sunt mult mai simple, știi, decât... Faptul că ăla spune e suficient să... Ți-am zis, poți să pui niște bani dacă asta era problema. Dom'le, nu e economic, deși poți să modelezi economic. Poți să pui, poate să fie și fără bani, dar din nou îți spun că nu se poate deduce, din punct de vedere praxeologic, decât faptul că preferă ca acele postări să existe. A, adică nu poți să deduci ce era în spate. Poate n-a mâncat, poate era invidios, 1 milion de chestii. Da, mă. Păi da, dar pentru noi nu există invidie. Și am zis, el admite în alte contexte că există. Există. Hai să spun de ce. Există, de dar ce, zice că economic nu contează. De ce ăsta este locul în care tu trebuie să... De ce ăsta este locul în care trebuie să te oprești cu argumentul? Pentru că exact același argument îl folosesc autoritarienii să spună că limbajul urii. Mm-hmm. Dacă tu scrii o chestie pe Facebook despre așa, ei poate să infere din chestia asta că tu... Îi urăști pe nu știu ce. Dar problema nu e că nu inferăm. Problema e dacă inferăm corect, știi? Ori eu zic că un om care ți-am zis și tocmai asta, vezi că tocmai asta este ceea ce încerc să spun. Nu putem să inferăm corect. Nu putem. Din nu corect. Perspectiva instrumentului ăstuia pe care îl avem, al preferinței demonstrate, nu putem să inferăm corect ce e în sufletul omului. Este dincolo de posibilitățile de a infera corect din acest instrument. Noi putem să ne dăm cu părere, așa cum și ei își dau cu părere, numai că ea le înforsează. E o formă de asta radicală de scepticism, domnule, eu nu știu, nu știu, ăla plângea, tu unde știi dacă e trist? Pentru că, în general, oamenii când sunt triști plâng, în majoritatea cazurilor. Da, da, dar nu poți să impui în baza acestei judecăți. Unii asta mai e plâng ideea. De bucurie. Nu, da, vorbim de majoritatea cazurilor. Unii plâng de supra-solicitare emoțională. Nu, okay. Deci tu dacă vezi un... 5.000 de contexte, nu o să zic e bucurie, bucurie, bucurie. Nu, nu. Nu, dar nu poți să inferi doar din actul de a plânge că omul ăla e trist.
Doar vorbesc, de vorbesc de doar o propoziție de care să aibă puterea unei deducții. Nu vorbim de universalitate, vorbim de ce rezonabil în majoritatea cazurilor. Iar problemele pisilor era că aberau în inferență, știi? Uh-huh. Înțelegi? Vedeau nu știu ce, fixații libidinale, nu știu ce. Problema nu e că nu inferăm chestii. Pentru că oamenii asta fac, tot timpul inferează. Da. Judecă, da. Ăla poate e foame, ce face? Mănâncă din... Poate e foame. Acolo... Vine valii, păi, da, de ce inferezi? Acolo poate sunt... Poate nervos, joacă, poate... Poate mânca nervos, pentru că... nervos. Exact, eu vin și spun de ce inferezi, pentru că în clipa în care face asta, e drumul spre Perzania. Nu, e common sense și... Nu. Common sense să inferezi chestii ce e mintea lui, pentru că nu ai alt tip de acces. Ideea eu să nu acces la mintea ta. Adevărat, nici nu trebuie. Ambele părți aveți dreptate și tu, Gabi, ai dreptate. Dar ideea, ideea este că toate inferențele astea sunt haioase. Să vedem noi ce-i în spate. Totuși nu poți să iei hotărâri să impui uneia din părți ceva în baza chestii astea, din cauza că nu poți să... Discuția oricum nu e de întemere. Exact. Discuția de întemere a unor chestii, știi? Cât de... Aici ne ocupăm de... starea sufletească a unui om sau de utilitatea într-un context economic. Ce facem aici, filozofie? Adică... Da. Sunt legate starea sufletească, da. Chiar în sensul ăla economic. Sunt legate, inclusiv el vorbește de profit psihic, de nu știu ce, pierdere. De exemplu, Foster, miauna. Eu pot să inferez că e foame. Că e foame. Da. Nu. De unde știi? Poate un automat știi ceva? Care... Asta e o stare, de fapt, la el. 100%. Dar înțelegi ce zic, Vali, nu e, una e să zici că eu înțeleg, cu un universalism, am înțeles ce spui, una e să zici, mi se pare că nimic. Te duci prea departe. Am înțeles ce spui, dar mi se pare că mergi te duci prea departe când spun că ăla e invidios, că... În contextul acestui instrument, da. În contextul acestui instrument, din punctul ăsta de vedere, mă interesează doar ce pot să deduc în baza acestui instrument. Și atunci când Rothbard spune că nu pot să deduc starea de spirit a individului economic în baza acestui instrument, da, asta zic și eu, nu pot. Poți contextual privind alte lucruri. Mă rog, hai că nu mergem mai departe, zic că e tras de păr și n-am. Okay. E greșit pur și simplu. Fighter! Nu sunt de acord. Ce mai aveam? Utilitatea ex post. Ultima, nu? Da. Păi nu știu. Am vorbit un pic asta despre ea, în care am spus că e loc de greșeală între ele. Da. Ăștia din etatiștii nu au instrumentul rapid de, să zicem, adaptarea rapidă la greșeală prin faptul că nu au pierderi și câștiguri. Și atunci ei nu știu cum ne continuăm pe calea asta, facem autostrăzi din 5 în 5 metri sau ne oprim că totuși nu e ceva sănătos. A făcut prea multe zone. Da, în cazul care... nu știi cum se... Ai văzut? Oh, nu, noi nu mai avem drumuri de țară. Păi de ce? Păi sunt autostrăzi. Poate sunt autostrăzi. Da. Lărgim de la... Ah, dar unde era asta? Aia din comoarea din deal? Că n-avem unde să ducem recolta sau s-a făcut prea... n-avem unde o duce, știi că... Nu, parcă era că n-avem unde să o strângem, nu? Da, sau da. A, cu ce s-o mașini, camioane, s-o da. S-o e prea mult, e prea... Pe când pe piața liberă, când dai faliment, îți dai seama că ai greșit. Când ai profit, îți dai seama că faci ceva bun și atunci reinvestești și ai profit și mai mare, din ce în ce mai mare. Bine, mi se pare foarte tare asta a lui... Îl citează pe... Wesley Steen Mitchell? Sau nu, nu, pe Mises spun. Scuze, Mises, când spune progres... Leftiștii, da, insistă că consumatorii sunt prea ignoranți sau prea incompetenți ca să cumpere produse le pe care și le doresc, da? Adică vreau să iau o sticlă de bere. Ai 21 de ani în America? Nu. Îmi pare rău, nu știu destul. Păi da, nu știi destul. Treci în Irak și împușcă da. Pe acolo oameni sau asta te, așteptăm, te așteptăm la vot. Cea mai crudă reformulare, știi ce zice Mises. Deci ce zice Mises era că ăștia îl văd ca fiind prost pe piață, om, ignorant, dacă nu vine NPC-ul să-l, canale, să-l ghideze, e bai de mama lui. În timp ce în politică alege pe aia care numesc NPC-ul șefia.
Deci e deștept în politică și e prost bubuie, nu? Bine, și răspunsul aici este, mie mi se părea... Sonanță. Nu, mie mi se părea interesant faptul că contraargumentul e făcut așa. Păi da, stai puțin, că și noi zicem, noi libertarienii zicem, că nu trebuie să te preocupi la toate, îți alegi un expert pe anumite subiecte. Și atunci, de ce nu ți-ai alege și expertul în politică? E, și aici vine răspunsul la care am făcut oarecum referire la începutul acestui episod, care spuneam, păi da, dar nu ai toate opțiunile deschise. Nu ai opțiunile unei piețe deschise către tine, pentru că nu ești un cumpărător efectiv în democrație. Așa cum am mai spus și în alte dăți, cum se compară democrația cu piața? Păi democrația este o piață în care toată lumea la început primește o fisă, ăștia-s toți banii, îi dai pe toți pe ce mărfuri sunt disponibile, nu se permite acumularea de capital în niciun fel și singurul schimb care se permite este între tine și o... De, cum îi spune? Merchant. Vânzătorul de politică. Ăsta este singurul schimb care e permis. Da, tu ai un ban, un galben și nu poți să-l dai decât vânzătorului de politică. Pentru ce? Păi pentru ce zice el că îți dă? Bine, cum poți apăra asta spunând că democrația îți permite, nu să mai schimbi? Da, poți trece și la anarhocapitalism din democrație. Odată la 4 ani sau odată la 5 așa, ani, spre deosebire de piață care îți permite să schimbi oricând vrei. Nu, dar ei pot spune, păi uite, ai un partid libertarian. Sau da, măcar faceți, să întrerupi. Faceți partidul. Sau măcar să întrerupi. Îți permite să schimbi oricând vrei sau măcar să întrerupi. Dacă eu nu mai vreau de mâine să consum produse de la Coca-Cola, ce să vezi? Sunt liber să fac asta. Dacă eu nu mai vreau de mâine să fie președintele meu Iohannis, ce să vezi? Nu sunt liber să fac asta. Trebuie să aștept până la data alegerilor, până și-o termina el mandatul. Și invers, în piață, de exemplu, există și contracte pe termen determinat, că o să sară repede apărătorii statului suveran să vină să ne spună, păi da, ce, n-aveți contracte pe termen predeterminat în piață? Ba da, dar sunt cu clauze de ieșire, tot am opțiunea, o să plătesc un premium, dar am opțiune, înțelegi? Am opțiunea. Dacă nu vă place, plecați. Răspunsul este, păi eu sunt proprietar aici. Nu cred că ai voie să pleci. Uite-te în America, că dacă nu vă place, plecați, vor să plece. Ia, stai puțin. Taxă la ieșire, ce facem aici? Taxă de ieșire, da. Să zicem că vreau să plec de pe Terra, am voie? N-am, nu? A, bine, asta e o limitare fizică, dar ai voie. Nu, păi asta vreau să zic, n-ai voie. Cum să ai voie? Cu ce pleci? Ai dacă îmi fac eu o rachetă, mă oprește poliția. Te dă jos. Poliția, șerifii stelari mă opresc. Nu te opresc, șerifii stelari, te oprește o rachetă. Direct, o rachetă stelară. Direct. Da, n-ai voie să pleci. Da. Nu, de la în fel și Bulgaria ai dacă voie. Dacă o să zică, păi cine e asta? Am simțit că e o amenințare. Poc, l-am dat jos. N-a răspuns la planul, nu și-a confirmat planul de zbor. Nu, asta e o scuză și o chestie onorabilă. Nu, n-ai voie să ci cu tine pe rachetă. În cer așa. Ia scoate licența. Ok, cu ce nu stiu eu de acord în capitolul ăsta e că... Secțiunea asta zice că nu experimentezi bunurile de stat. Nu ai experiența lor, nu? Probabil că pointul e că nu le experimentezi ca pe piață, nu? Altfel aș zice că ai experiența. Pentru că sunt chestii foarte negative, da. Nu, din punctul ăsta de vedere el ai mai prea face, mult, știi? El mai face o ironie. Lasă la un că moment mi-ajunge. Dat și zice așa că e foarte că bunurile alea de stat sunt de fapt relele de stat, că de obicei alegătorul alege rău cel mai mic și trebuie să aleagă rău da, cel mai mic. Da, chestia aia. Și spune că mie nu mi s-a întâmplat vreodată să-mi iau pantofi sau un frigider ca pe rău, să îl privesc ca pe rău cel mai mic. Din punctul ăsta de vedere, are și n-are dreptate. Există cazuri, da, să zicem, în care ești atât de sărac, poate Rothbard a avut norocul, n-a nimerit sărăcia asta luce, în care ești atât de sărac încât să zicem, trebuie să-ți iei o pereche de pantofi
n-ai bani pentru pantofi și îi evaluezi în ordinea descrescătoare a disutilității. Nu e rău cel mai mic. Decât, nu, e tot un bun. În timp ce ăștia sunt rele tot timpul, știi? Nu, deci poți să zicem că n-ai, deci să zicem că n-ai atâția bani, nu știu dacă la pantofi chiar se nu, e tot un bun. E tot un bun. Asta e pointul lui. Mie mi se pare sclipitoare observație. Deci pe piață, astea sunt bune. Tu nu zici, mi-au un televizor, mi-e rău cel mai mic acest televizor. Nu, e un bun. E bun. Pentru că de televizor să zicem că n-ai nevoie, dar mă gândeam la o chestie de care ai nevoie fizic. Pantofii în sine sunt... Păi da, dar tu nu-l privești ca pe rău cel mai mic. Nu privești ca alegerea între ciolacul și cine. El asta are în vedere. Știu, dar eu ce încerc să spun este că poți să-l privești așa. Poți să fii... Cu atâția bani lipsă. Cu atâția bani lipsă, încât în loc să privești utilitatea pe care o primești atunci când evaluezi, să zici, ăsta va genera cea mai mică disutilitate dintre alea care îmi permit, pe care îmi permit să le iau. Da. Adică să mergem ierarhie într-un magazin? Între bine, între bunuri. Da. Ierarhie între bunuri. O vilă normală nu se compară cu o coșare, știi? Da. Dar n-a spune coșare e un rău cel mai mic. Nu, e bunul cel mai mic. Auziți? Binele cel mai mic. Mica glumă. Deci noi suntem atât de săraci încât nu putem să alegem decât dintre două rele. În politică? În politică. Da, păi normal că deci suntem bogați, nu avem opțiuni. Alex, normal că suntem săraci. Îți mai spun o dată, democrația este distribuția inițială a unui ban. Normal că ești sărac dacă ai un ban. Dar problema nu e doar că ai un singur ban. Problema e că trebuie să cumperi împreună cu mulți. Asta e partea a doua a problemei, da. Da, și cumperi dintre rele. Da, asta mi se pare dubios. El probabil avea în vedere ce zicea și firma. Aia că experimentezi simultan. Am luat și Toyota, nu mai stau 1000 de ani. Și Toyota și nu știi și le compari și simultan. Ori el zice că noi cum să ne experimentezi? Păi n-ai mers pe drumul, nu ai... N-a interacționat cu administrația, a experimentat serviciile. Nu simultan. Te ajungi, știi? Nu simultan. Prin definiția puterii și opoziției. Nu, alea de stat. Păi la alea de stat mă refer. Prin definiția puterii și opoziției, nu poți să experimentezi simultan. Ăsta era argumentul lui Friedman. Atât puterea cât și opoziția. Da, dar lui Rothbard nu e asta. Da, uite aici. Al lui Rothbard e că nu... de sănătate. Ai și privat și știi de ce nu experiment? La ce are Rothbard în vedere? Este pentru de rapiditate. Că nu faci diagnoza. Că nu faci diagnoza corect. Ori eu zic, ok, chiar dacă nu o faci corect, hai să zicem că nu faci conexiunea între creșterea masei monetare. Asta cu diagnoza e de la Schumpeter. Da, mă rog. Ideea e că tu oricum experimentezi inflația și nu știi ce ești. Da, dar... Da, un politician... Și serviciile de stat. Dar o experimentezi ca și cum, nefăcând diagnoza, o experimentez ca și cum experimentez un uragan. Da, e o forță a naturii, da. Uite, la autostrăzi știi că e de stat aia. Deci nu mai faci... Paulo, stai că mi zicea că sunt indeterminate, că sunt fermene complexe, sunt și tale și tale. Tu știi că e de stat aia, știi? Înțelegi? Sau când te duci la eliberare diplome. Că ghișeul e de stat, nu e privat. Te-ai experimentat. N-ai. Cred că ce vrea să spunem, da, că nu așa la de rapid ca pe piață, știi, vezi că ales proaste, fac, cumpere altceva, nu știu. Da, aici e vorba de, aici se leagă de la trecerea dintre utilitatea ex-ante cu la cea ex-post, da? Tu ex-ante votezi USR-ul, ai senzația că o să schimbe lumea, ex-post părăsești USR-ul și îți faci partid nou, că ești reper acum, da? Nu e ex-post, vezi chiar o schimbă, știi? Am mai zis, știi, na, și așa și Șoșoacă a făcut campanie pentru USR. What? 2018 sau ceva de genul ăsta, 2019. Aia. Da. Mai avem... Gabi, mai e ceva? Nu. De povestit? Bun. Atunci... Eu aș spune în felul următor, că uite, avem o treabă aici care se numește stat și care face numarele. Și vine lumea și spune... E rău cel mai mic? Și vine, nu, lumea, cel și mai vine lumea și spune exact că este rău cel mai mic. Și noi nu suntem convinși, adică poate că era rău cel mai mic...
în condițiile în care, nu știu, hai să zicem, pe vremea comuniștilor. Hai să zicem statul minarhist, ăla care n-a existat în România, poate pe vremea regelui Ferdinand și poate nici atunci. Sau Carol. Nu, invers, eu mă gândeam că pe vremea comunismului, fiind atât de toxic, astea păreau tolerabile din vești, nu știu, știi? Și puteai spune, da, e un rău mai mic, e un rău. Afară. Dar ce putem noi să observăm este că această mașinărie, da, care nu are nici înclin, nici mânecă cu utilitatea, care este un invadator, care în general generează doar căderi ale utilității, tot crește. Da? Cât mai trebuie să crească astfel încât să rămână rău cel mai mic. Și pentru cei care vin și spun că nu se poate altfel, nu, chiar nu se poate altfel. Adică cum? Yes, we can. Nu, că când de mult a început, că hai să zicem că te fură pe tine, mergem la argumentul ăla, da, preferința demonstrată pasiv, zicem că ar trebui să se opună, că statele sunt, de fapt, vine de la Hume, da, că statele, de fapt, sunt susținute în mod tacit de marea majoritate, pentru că puterea e la majoritate și dacă nu te opui, asta e, înseamnă că ți-e indiferent. Ce ziceam eu mai devreme. Mă, ok, ți-o fi ție indiferent, dar deja de niște ani bună zile, nu-ți mai ia ție din proprietate. Da, ia din proprietatea copiilor tăi, ia din proprietatea nepoților tăi, ia din proprietatea strănepoților, ia din proprietatea oamenilor din familia ta pe care nu ai nicio șansă să-i cunoști, pentru că vei fi de mult oale și urcele când se vor fi născut. Și statul ia astăzi din proprietatea lor. Cât mai durează? Think of the children. Și aia sunt programați, că asta cu deficitul. Cred că ne lovim și aici, o să ne lovim de deficit. A, vorbește deci, statul de deficit. Deja i-a aliniat și generațiile viitoare sunt. Vorbește și el de deficit la un moment dat aici, că de asta m-a trimis cu gândul la. Bun. Pentru Costel Slăvărache, Alex Chiriac, Fain din Berceanu și Gabi Munteanu, mulțumim pentru răbdare și atenție. Vă aducem aminte că statul te vrea sclav, e bine să te gândești și la libertate.